Iar un creier uman trebuie să aibă locul lui și poziția lui corectă. De asta se ocupă sistemul nostru osos, care probabil se bazează pe acea coloană vertebrală de care știm fiecare. Acum, observați cum stați voi în fața televizorului sau poate în fața calculatorului, pentru că știu foarte mulți dintre telespectatorii noștri ne privesc pe calculator. Este important cum ședeți. De ce? Pentru că șezutul prelungit afectează coloana vertebrală. Și pentru ca să nu vorbim pur și simplu, am invitat și un specialist ca să vorbim despre acest lucru, acest fenomen. Este vorba despre Radu Celnacov, doctor reabilitolog, osteopat. Bună ziua. Bună și ziua. Bine ați venit. Bine ați găsit. Așa. Într-adevăr, este foarte important cum poziția în fața calculatorului, în fața televizorului, evident, șezând. Este absolut foarte important, din considerente că nu am fost preconizați, făcuți ca să stăm prelungit pe scaun. Noi am fost făcuți să mergem pe jos, să vânăm. Asta a fost menirea omului din momentul în care a trecut pe biped. În momentul în care am început să lucrăm mai mult într-un mod șezut, încep să apară unele probleme care în mod normal n-ar fi trebuit să apară. Adică asta este și ea la rândul său o problemă a tehnologizării societății noastre, a progresului tehnic. Este un lucru bun, progresul tehnic este bun, însă aduce cu el și în multe lucruri nocive, rele. Și aici, de aici apar unele probleme, cum este șezutul prelungit. Pe lângă faptul că șezutul prelungit în sine, chiar dacă stăm într-o poziție corectă, este nociv, nu mai vorbim despre o poziție incorrectă, care afectează și mai mult sistemul vertebral, sistemul aparatului locomotor. Uh-huh. Cum se manifestă aceste lucruri? Este foarte simplu, din momentul ce stăm mai mult pe scaun, da? Mai mult de o jumătate de oră, încep să apară niște tensiuni anormale, cauzate de spasmul mușchilor. Sunt niște mușchi la noi, mușchi temporali, uh-huh. Da? Cu inserție pe mandibulă, sunt niște mușchi cervicali ai centurii scapulare, toate acestea într-un șezut prelungit se spasmează. Și în momentul în care se spasmează, încep să provoace contracție pe coloană vertebrală. Dacă ea, la început, încă este bine, cu timpul încep să apară niște fenomene de hipomobilitate și aici cred că este un spot video care arată foarte bine mobilitatea noastră vertebrală la general, care este rotație, se vede foarte simplu, flex. Adică atunci când observăm că nu putem roti capul până la un anumit unghi, asta înseamnă hipomobilitate. La general, vorbim de o mobilitate generală a coloanei cervicale, fiindcă aceasta la rândul său este determinată de mobilitate segment per segment, fiindcă avem 7 vertebre cervicale, da? Și fiecare are mobilitatea sa. Și atunci suma tuturor mobilităților segmentare ne dă o mobilitate generală a coloanei. Însă pentru un om care este simplu, cel mai simplu criteriu de a vedea hipomobilitate este să facă o rotație în dreaptă și o rotație în stângă. Și în momentul acesta poate vedea că bărbia nu ajunge la fel într-o parte sau în altă. Și atunci este un criteriu că undeva este o pierdere de mobilitate. Bineînțeles, este dificil să diagnostici singur de unde provine ea. Pentru aceasta este nevoie de un specialist care să facă niște teste speciale, manuale. Și atunci exact poate determina nivelul acestor probleme. Iată, avem acum în câteva clipe și imaginile din acel spot video pe care îl menționai. Se poate vedea structura unei coloane cervicale, da, care sunt constituite din vertebre, ligamente, erau mai devreme arterele și după aceea sunt și nervii. Deci astea toate împreună constituie coloana vertebrală și exact. În momentul în care noi avem careva probleme cu coloana vertebrală, asta afectează și mișcarea sângelui prin artere și prin vene și legăturile nervoase și așa mai departe. Absolut. În spotul care mai este un spot, se vede foarte clar că spasmul mușchilor și cervicale posterior, uh-huh. Și celor faciali, că sunt două complexe de mușchi, uh-huh. Acesta cauzează pierdere de mobilitate, care pot apărea și în urma unui traumatism de mașină, de exemplu, când se întâmplă, te taponează cineva în spate și ai o mișcare bruscă de flexă, extensie, uh-huh. Traumatism de accelerare, de decelerare, de altfel zis, tot același mecanism se întâmplă, are loc un blocaj vertebral, da? O pierdere de mobilitate. Și atunci, aici deja intervin niște modificări care trebuie restabilite dacă nu încep să provoace modificări pe termen lung, cum compresii și inflamații, de unde apare și o inflamație de nerv, încep să apar dureri care iradează și în mână, iradează în cap, în sus, în diferite regiuni ale coloanei cervicale. Din câte înțeleg eu din desenele pe care ni le-ai adus, asta poate provoca și o statură incorrectă. Foarte corect, cum încercam să spun mai devreme, că postura noastră este determinată de lanțuri fasciale anterioare și posterioare,
care ne țin în balanță. Și atunci avem mușchi posteriori, care am văzut mai devreme, și avem mușchi temporali, mușchi foarte puternici, de fapt, care cu este care sunt cu roșu acum roșu în desen. Sus acolo, care se înseră pe mandibulă, aici nu se arată într-un planșetul următor, se vede clar insecția și pe mandibulă. Îl pornim pe următorul. Da, și atunci se poate vedea că acest complex via articulația temporomandibulară, care este o articulație foarte importantă cu ea, de fapt noi mâncăm datorită ei, adică mișcările acestea de deschidere, închidere a gurii au loc prin această articulație, ea este la rândul său legată foarte mult cu coloana cervicală superioară. Atunci tot complexul ăsta fascial anterior, prin osul hioid, articulația temporomandibulară și mușchii posterior ne determină postura. Un hipotonus acestui sistem poate provoca o schimbare a posturii, în sensul că creșterea curburilor, o lordoză, o cifoză mai mare, un hipertonus invers scoate aceste curburi și provoacă o satură cu ștergerea curburilor fiziologice. Haideți să vedem încă una din aceste imagini, unde putem vedea și starea de hiperfuncțiune a acestui mușchi. Aici este hiperfuncțiune și se vede un tonus care este în anterior, într-o poziție de căutare, cu ștergerea curburilor fiziologice. Da? Însă ce vreau să atrag atenție, aici este foarte important echilibrul care se creează între masticație, între privit și între coloană cervicală, fiindcă este un echilibru complex și datorită bunei funcționări a acestui echilibru avem și o postură corectă. De aceea foarte mult acum în lume osteopații lucrează cu dentiștii la rândul lor pentru a avea o dentură corectă, o masea bine pusă, deja poate să ne o masea nu bine pusă, poate să ne provoace niște dureri de cap și atunci este de datoria noastră să vedem cauza, originea exactă a acestor dureri de cap, dacă provin din cervicală sau sunt niște dureri provocate dintr-o dentură incorrectă sau este vorba de o problemă de privire, ce iarăși apare la șezutul prelungit. Acum, din cauza șezutului prelungit, lumea începe să aibă spasm a globului ocular. Da? Aici mai avem și niște imagini chiar cu construcția părții cervicale. Aici arătăm vascularizarea vascularizarea coloană cervicală și care urmează mai departe în cavitatea craniană. Trebuie știut că două trimi din creierul nostru uman este vascularizat într-o altă imagine de artera bazilară. Artera bazilară din spate, așa mai mare, da? Cea care trece prin foramele transversare a vertebrelor cervicale, da? Începe la nivelul C6 și urcă sus până la nivelul C1, C1, C2, unde intră într-un suc și intră în baza craniului. Aici trebuie atrasă atenție, fiindcă foarte mult șezutul prelungit provoacă spasmul acestor mușchi suboccipitali și prin aceasta poate provoca spasmul acestor artere. Atunci avem o senzație de vertij, oboseală, pierdere de dispoziție. Din ce cauză? Fiindcă plus la aceste vertebre sunt foarte puternic inervate, autonom de sistemul nervos simpatic și parasimpatic. Vorbesc de mai mult de simpatic aici, da? Fiindcă acesta provoacă vasoconstricția. Și atunci, din cauza aceasta, pot apărea niște fenomene vegetative, cum sunt niște distonii vegetative. Se discută foarte mult acum, anume problema vertebro-bazilare în apariția distoniilor vegetative, încă de la copii, de fapt. Am înțeles. Bine, hai să vorbim acum la mai mult latura practică să discutăm. Care sunt, în primul rând, simptomele clare care ar trebui să pună omul în gardă și să-l trimite la medic, la un osteopat, de exemplu? Primul criteriu este oboseala, senzația de oboseală care se simte cronică. Cronică. Oboseala cronică la nivelul umerilor, la nivelul cervical, oboseală. Și de obicei pacienții recunosc dintr-o dată o durere, un disconfort în regiunea cervicală. Doi la mână, oboseala ochilor, de exemplu. Foarte multă lume începe să lăcrimeze, stând foarte mult la calculator și asociat cu aceasta încep să apară iarăși dureri cervicale. Adică asocierea aceasta, lăcrimare, dureri de ochi și durere cervicală, iar trebuie să ne pună în gardă. De asemenea, trebuie să ne pună în gardă, iarăși, cum am spus, o pierdere de mobilitate, când simțim, când vedem că nu mișcă suficient coloana cervicală la general, da? Flexie, extensie, sunt niște teste pe care le faceți acasă, da? Fiindcă sunt parametri, sunt flexie, extensie și dacă chiar în făcând aceste teste simple apare o durere, un disconfort, deja este un semn că undeva poate nu mișcă suficient o articulație și trebuie avută grijă la acest lucru. Dacă ea dispare într-una, două zile, este ok, însă dacă fenomenele persistă, ele au tendința să se agraveze. În cazul ăsta trebuie să mergem la medic.
La medic, da, la noi în osteopatia încercăm să găsim pierderea de mobilitate. Bine, acum sunt două direcții. Putem să mergem pe antiinflamatorii, antialgice, și dacă este o problemă care se rezolvă destul de repede, adică nu este o problemă cronică care este deja cu un blocaj care nu se restabilește de la sine, poate să ne ajute. Însă ne întâlnim foarte des că problema aceasta nu este chiar cu antiinflamatorii, cu antialgice, și atunci lumea ia foarte mult timp medicație, da? Și are efecte nocive, efecte adverse de la primirea medicamentului, însă mobilitatea de la sine articulară nu s-a restabilit. Și aici trebuie să intervenim noi ca să normalizăm anume parametrii de mobilitate la valorile fiziologice. Ce face un osteopat? Eu nu știu, întoarce capul mai tare decât ar putea să întoarcă omul singur. Aici sau... o să încep cu ce facem noi ca test și ceea ce recomandăm oamenilor să facă după. Fiindcă ceea ce facem noi ca test și ceea ce facem noi ca recomandări se aseamănă foarte mult cu tehnicile pe care le facem. Din ce cauză? Fiindcă până la urmă, cunoscând gradul de mobilitate a fiecarei articulații, noi lucrăm în limitele acestea. Deci noi, de fapt, restabilim mobilitatea normală. Și asta este foarte simplu. Când facem o testare, testăm anumite vertebre în anumiți parametri care sunt fiziologici și de aici, mai departe, ies și tehnicele noastre. Însă, iarăși, se face fiecare segment per segment, da? Și dacă să vorbim despre ce recomandăm noi la oameni, sunt niște exerciții specifice care sunt, de fapt, și niște teste, da? Cum este, de exemplu, pentru articulația temporală majoră. Chiar aș vrea să ne le demonstreze acum. Da, de exemplu, se întâmplă un spasm. Lumea deseori mănâncă o parte, ceea ce nu este corect, nu este recomandat. Și atunci, când punem mâna pe bărbia, da, împingem într-o parte, împingem în altă parte, o să simțim o diferență de tonus, fiindcă o parte de mușchiul creează mai tare. Și din aceasta deja sunt niște tensiuni anormale care se pot crea mai departe. Aici noi venim cu ideea că restabiliți balansul, da? Dacă este în faza inițială, nu este o problemă care deja ne cauzează, făcând niște exerciții foarte simple, da? Punând degete pe bărbia și inspirând, împingem în direcția degetului, da? Și la expir, lăsăm mandibula să se împarte opus. În felul acesta se relaxează mușchii masticatori, partea opusă, da? Încă o dată, 3 secunde, liber. Da? Mai departe este un exercițiu pentru partea de jos a mandibulei, da? Împingem, inspirăm, reținem respirația și împingem în dege, da? În felul acesta, iarăși, relaxăm articulația temporomandibulară și mușchii care participă în masticație, da? Pentru coloana cervicală, ceea ce recomandăm noi mai des, da? Pentru a ține mușchii trapezi, mușchii centurii scapulare liberi, sunt niște exerciții care se fac foarte simplu și la birou, nu trebuie să mergem undeva să ne ascundem, stăm șezând, inspirăm, împingem cu capul, vârful capului, cu vârful capului în mână, la inspir, reținem respirația. 1, 2, 3, expir. La expir întindem tot pachetul musculofacial din spate. Iarăși inspir, expir. Și iarăși întindem tot ce este din spate. Pentru mușchii laterali, da, se face prin lateroflexie. Inspir, tragem vârful capului la umăr. La expir, se întinde. Face stretching. Stretching mușchii laterali, da? Mușchii trapezi, mușchii... Încă o dată, inspir, expir, întindem. La fel și pentru o rotație. Pentru o rotație, inspirăm, expir. Și vedem că ajungem până la o barieră, da? Barieră care nu trebuie forțată. Nu trebuie să facem nimic prin durere. Totul este foarte simplu, din lateral. Inspirăm, împingem cu capul în mână, la expir, facem stretch. Atunci am lucrat deja toți parametrii. Am lucrat flexie, extensie, lateroflexie, rotație. Și de obicei când nu este o problemă cronică, asta ajută foarte bine. Cam cât timp trebuie să fie efectuate astfel de exerciții? Asta trebuie făcută de 2-3 ori. De obicei eu le recomand la pacienți că cum au stat mai mult de o jumătate de oră, da, să se ridice în picioare, să facă puțină mișcare. Dacă asta deja ajută ca să nu rămână în spasm. Ridică tonusul și permite nu a crea spasm. Și atunci putem să lucrăm mai mult timp. Adică când vine lumea și stă câte 10 ore la calculator, este clar că nu este bine și este clar că o să creeze niște tensiuni suplimentare care pe termen lungul să fie nocive. Deci dacă vrem să lucrăm mai mult, de fapt, trebuie să facem pauze mai dese, da? La jumătate de oră ne-am ridicat 5 minute, am făcut puțin mișcare, fiindcă asta este de fapt scopul mușchilor centurii scapulare, mișcarea, da? Nu nici de cum să stăm așa. Doi la mână, ce le recomandăm noi la pacienți este să în același timp să nu... Să,
pardon. Adică nu este chiar atât de complicat. În principiu, aceste exerciții pot fi și ele făcute la, nu știu, fiecare două ore, de exemplu, dacă ai absolut un serviciu în care, în cadrul căreia trebuie să stai la calculator atât de mult timp. Iarăși, vreau să trag atenție că nu trebuie să forțăm foarte mult, da? Șezutul prelungit. 5 minute de exerciții. 5 minute de exerciții pe zi este suficient. Uh-huh. Și este recomandat atunci, mai ales când simțim că tensiunile acestea au crescut mai tare, da? Nu vă lăsați dușul de val, că trebuie să muncim, trebuie... Ca să lucrăm mai efectiv, trebuie, de fapt, să facem mai mult pentru corpul nostru. Puțină mișcare, puțină pauză. Da? Mișcarea înseamnă viață. Absolut. Și asta este foarte important atunci când este vorba despre acele încheieturi ale coloanei vertebrale. Care sunt foarte multe și sunt foarte la fiecare multe nivel și ei sunt foarte importante pentru mobilitatea generală a organismului. Îți mulțumim foarte mult, Radu Celnacov. Cu el am descoperit astăzi niște exerciții foarte simple. Doar trebuie să le faceți cât mai des ca să fiți sănătoși, să fie totul în regulă. Îți mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Sănătate. Sănătate și dumneavoastră, domnule doctor.